fost ministru al Justiției pune presiune pe Iohannis, după solicitările explozive ale judectorilor, ar putea juca restul de mandat luptând. Fostul ministru al Justiției Raluca Prun spune, comentând scrisoarea Forumului Judectorilor din România, care îi cere lui Klaus Iohannis să retrimit Parlamentului legile justiției, sublinierei se ceară avizul Comisiei de la Veneția, ce ne-ar mai putea salva numerele mari, vocile care nu tac sublinierei un presubliniere din te curajos, care ar putea juca restul de mandat luptând pentru prezervarea justiției din Carasa. Raluca Prun scrie, pe Facebook, ce Forumul Judectorilor din România îi cere presubliniere dintelui să retrimit legile la Parlament spre reexaminare, se sesizeze Curtea Constituțională, sublinierei se solicite avizul Comisiei de la Veneția pentru motive serioase, despre care se vorbe subliniere pe în spațiul public de când aventura modificării acestui pachet a debutat lamentabil, ru sublinierei nos sublinierei complet neprofesionist printr-un PowerPoint prezentat de cel mai titrat ministru al Justiției de după 1989, în 23 august 2017. Am scris atunci, susțin acum, când se va fi așezat praful sublinierei se va putea vorbi fără patim sublinierei interese imediate în rezolvarea anumitor dosare penale, ziua aceasta infam va fi reținut ca ziua în care s-au întors armele împotriva justiției romane. De ce trei oameni politici irresponsabili sublinierei la cheilor subliniere coliti. Ce ne mai poate salva? M-a întreabat mult lume. Numerele mari, vocile care nu tac sublinierei un presubliniere dinte curajos? Care ar putea juca restul de mandat luptând pentru prezervarea justiției din Carasa? Justiție care, sub mandatul domniei sale, a respins prin vocea a peste 4.000 de magistrați acest experiment legislativ grav. Nu poate exista sprijin mai mare. Ceva m-a face să cred ce numai curajul presubliniere dintelui poate mobiliza numerele mari? Scrie fostul ministru al Justiției, conform news.ro. Plenul Senatului, în calitate de for decizional, a adoptat luni cele trei legi ale justiției, legea 303/2004 privind statutul judectorilor sublinierei procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciar sublinierei, legea 317/2004 privind organizarea sublinierei funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, CSM. PNL a anuncat ce le va ataca din nou la Curtea Constituțională. Cele trei legi vor merge la presubliniere dintele Klaus Iohannis pentru promulgare.